La unul și la mulți ani, cheșchetufe, hai pupați-mi crușa, hai, hai, pupați-mi inelul, l-ați pupat, vedeți dolarul? Hai, că numai așa aveți șansa voi să pupați dolarii, că altfel nu vedeți dolar și euro, da? Hai. Am din nou o întrebare pentru pastori. Bineînțeles, pentru pastorii penticostali. Nu știu care dintre voi v-ați gândit vreodată să interpretați versetul ăsta din Biblie așa cum îl fac eu în video ăsta? Sau dacă vă trecu prin cap să-l folosiți în situațiile respective? Vă prezint eu imediat situațiile, mai bine zic situația. Dacă nu, ascultați aici și vă spune doamna preoteasă Naomi, da? Ascultați aici. Și e nume mai pus și mie, ci că nume din Biblie. Hai de mine, eu vă spun sincer. Mi-aș fi schimbat numele, că pot să ți-l schimb contra cost. Dar și rost are să-mi schimb numele dacă nu pot să-mi schimb și sângele și tot. Știi? Tot ce curge prin mine de la cine m-a născut. Nu pot. Și atunci dacă nu pot, ce folos să-mi schimb numai numele? Știți? Au nume de... E șanț, Naomi. Bun, în fine. Am o nedumerire pastorilor care sunteți voi de pastori penticostali. Că aici cam toți practicați la fel. În unele chestii, în obiceiul și tradiții, vă mai schimbați. Alții acceptați ceva, alții acceptați așa, unii sunteți mai indulgenți în unele aspecte, altele sunteți mai severi. Cum vă place vă o să faceți pe șefi, știți? Așa. În schimb, aspectul pe care vreau să-l vorbesc astăzi e cam the same, cam pe la toți pentii. Da? Fac o mică mențiune înainte ca să intru așa direct în topic, pentru oamenii care se uită la mine și nu sunt penticostali, sau nu neapărat că nu sunt penticostali, că, de exemplu, eu nici mă pot numi penticostală, doar pentru faptul că m-am născut într-o familie și so what, like I don't even care. Nu că, well, într-un fel I do care, că zici că mă doare capul știind că m-am născut într-o familie din asta, but anyways, mă refer, vreau să fac mențiunea asta pentru oamenii, mai bine spus, dați-mi voie să mă corectez, care nu știu prea multe despre obiceiurile penticostalelor sau a pentii, da? Că mulți dintre voi nici nu sunteți pentei și știți mai multe despre cultul penticostal decât știu penticostale în sinea lor, da? Deci mă scuzați de greșeală, vreau să spun că mențiunea pe care o fac e pentru persoanele care nu prea știu practicile cultului penticostal. Da, bun. Am făcut un video în urmă cu câteva zile, probabil, în care întrebam pe pastori că li se pare corect ca ei să-i facă pe părinți să se simtă proști atunci când un copil greșește. Sau, mă rog, nu, comite niște fapte care nu-s vrednice de Dumnezeu și de ei. De ce să le spună la copii că nu i-au crescut bine? De ce să-i pedepsească și pe părinți? De ce? De ce? De ce? De ce? Pentru că ei nu pot să-și păstorească biserica cum trebuie și atunci ca ce chestie să pună toată greutatea părinte, toată greutatea situației să o pună pe părinții când un copil greșește, da? Atunci cumva mă refeream la faptul că părinții nu trebuie pedepsiți sau asupriți dacă vreți să folosești și termenii voștri. Să nu credeți că folosesc termenii ăștia că mă cred eu duhovnică, că nu mă cred absolut deloc. I'm not. Pentru cine nu știe, mă declar încă o dată, sunt atee până mor. Nu m-am, cred că, nu, de fapt, atât m-am născut, că eu când m-am născut ca bebe n-a știut nimica, că după aia vrut alții să mă convertească, e partea, da. Deci, atât m-am născut, atât mor. Așa. Și atunci, cumva, video-ul ăla avea în esență mesajul respectiv, adică că părinții nu pot să fie responsabili 100% de ce fac copiilor. Nu au cum, pentru că nici pastorii n-au cum să fie responsabil 100% de ce face cineva de biserică, că n-ai tu cum să coordonezi viața nimănui în full, n-ai cum. Acum vreau să schimb situația. Acum, dacă în video respectiv vorbeam că de ce părinții să fie trași la răspundere de către pastori pentru faptul că copilul a greșit sau adultul a greșit, acum dați-mi voie să schimb foaia și să întreb următoarele. Înainte să întreb, hai să vă spun despre mențiunea despre care am vrut să menționez înainte. La penticostare. Când are loc o naștere, da? Adică când o femeie naște un copil. Că să ferească Dumnezeu să fie un transexual și să fie operat, așa că la cred că nici mai pupă binecuvântarea. De parcă binecuvântarea voastră, bă, știți ce fac cu binecuvântarea voastră? O pun pe cruce și asta și o arunc în apă, mă. Asta fac. Da? În fine, hai să nu mă aba prea mult.
Când se naște un copil, dacă e băiat, e dus la binecuvântare, la ortodox, cred că e botezul ăla, nu? Când îl bagă în cea un popa și îl neacă. Ați văzut? Ortodoxilor. Ați văzut cum vă neacă popcii copii? Ați văzut? Popcii trebuie băgați cu capul în ceaunul ăla și când îi bagă în ceaun, să nu-i bage în, să-i bage pe lângă, să le dai capul de ceaun, să resetează pe popcii. Eu am văzut și câteva decese, mă. Doamne, fier, s-o șinecat copilul și-a murit, eu nu știu, și la ortodox, dezastru. Mă refer la ortodox cu popcii ăia, nu cu membri, cum ar fi, da? În fine, la ortodox și într-un fel, la pente, nu, altul te doare capul. Acum, care e chestia la pente? Ei nu folosesc ceaoane ca voi, să botează copilul când e mic, că la ei botezul să practică când ești, vezi, doamne, adult, sau mă rog, nici nu adult, că adult ești peste 18 ani, mai nou botezul să practică și când ești minor, nu știu cum e asta, dar oricum, lăsați-vă voi pe mine cu vrăjele că copilul are Duhul Sfânt și așa, nu, bun, hai că vreau să țin un pic specific și mai simplu video. Dacă se naște un băiat, îl binecuvintează mai repede, îl duce la binecuvântare, adică pastorul la hoțumanul ăla de pastor în biserică, să face la sfârșitul programului sau mă rog în fine, că pune mâna peste copil și îl binecuvintează, da? Actul sinea lui. Și vezi, Doamne, dacă tu naști un copil și nu îi duci la binecuvântare și știe biserica că tu ai fost însărcinată, ai născut și nu ți-ai dus bine copilul la binecuvântare, se întreabă, bă, dar ce e cu mama asta? Ce e cu familia asta? Cum de s-a întâmplat așa ceva? Deci nu e ok. Nu e ok că după aia lumea vorbește ca și cum tu nu ești vreastic de biserică aia. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Dacă, hai să zicem, să dau un nume acolo, Vărvara, da? M-au venit și-au fost gravidă, mă, la biserică, dar uite, nu a avut loc binecuvântarea. Ce se întâmplă? Dacă se naște băiatul, se duce la binecuvântarea mea repede, dacă se naște o fetiță, se duce mai târziu. Că vezi, Doamne, îi cresc ovarele. Vă, pastor, știți că mi-a mai făcut acum o întrebare în casă. Spuneți-mi și mie, de ce o fată, o fetiță, un bebeluș de gen feminin, o binecuvântați mai târziu decât pe un băiat? De ce? Bine, eu știu cu ce aberații veniți voi, dar vreau așa să vă și eu pe voi, de ce? Hai, făceți-vă un pic de tupeu și scrieți-mă online. Nu vă trimiteți voi ucenicii voștri tâmpiți și proști care mă fac prin toate felurile și blochez. Atâți oameni am blocat zilele trecute, ioi. Deci sunteți dezastru care sunteți prost. Sunteți dezastru, dar vă blochez. Nu mai stau să-mi pun mintea cu voi. V-am blocat și pa. Bun. Și copilul se duce la binecuvântare în față, de către părinți, da? Ok. Acum, aici vreau să ajung. Vedeți voi, oameni buni, care sunteți buni, că alții sunteți nebuni. Ca tu să-ți duci copilul la binecuvântare în biserică și să fie acceptat, să-l duci în față, copilul ăla trebuie să fi fost plantat acolo în plancenta aia duhovnișește. Adică, dacă cumva părinții au întreținut relații sexuale din care ai rezultat tu ca și copil, în afara căsătoriei, adică să zic, te-ai căsătorit în februarie, dar tu ai făcut bingi-bingi, te-ai jucat ping-pong așa din ăla, știți, ca Simona Halep, și comparați mai fac și eu, te-ai jucat în ianuarie și copilul a ieșit, parcă ai venit cu gheocelul mai repede decât o ieșit vine primăvara, n-o, atunci, știți cum? Nu mai poți să duci copilul la binecuvântare în biserică, că nu te mai lasă să-l duci. Adică ce vreau să spun e că dacă rezultă să ai un copil în urma unui act sexual care a avut loc înainte de căsătorie, da? Atunci nu mai ai privilegiu, ăștia așa numesc privilegiu, să-ți duci copilul la binecuvântare în biserică, că nu-l mai ai. Ei ți-au privilegiu, să ca și cum te bagă sub pedeapsă, că la penti le place să aplice. Băi, atâtea pedeapsă aplică penti, nu zice nimeni că nu trebuie ținută ordinea și rânduiala în biserică, cum ziceți voi. Dar voi sunteți duși cu pluta. Hai că vă arăt, eu vă demonstrez eu imediat cu un simplu verset. Cu un simplu verset vă fac șahmat. Cu unul, bă. Nu-mi trebuie tătă Biblia. Cu unul. Da? Cu unul. Și eu mă gândesc așa. Dacă, de exemplu, o mamă care urmează să nască, să-și aducă copilul la biserică, dacă o mamă a fost violată, mă gândesc și eu, că sunt și demenți care violează. Eu niciodată nu o să înțeleg ipocrizia violului, nu pot să înțeleg, eu nu pot să înțeleg. Eu v-am mai spus, eu dacă mie numai să-mi spună cineva, nu, nu te mai uita la mine sau ceva, dar du-te bă, nu mă mai uit. Nu o să înțeleg niciodată tâmpiță care violează sau care insistă prost sau care nu știu, eu nu înțeleg. Nu înțeleg. Hai că trecem peste și nu înțeleg eu. Dar dacă mama a fost violată, fiind penticostală mama, da? Botezată la voi, părinții fac parte din biserica voastră, da? Și așa mai departe.
De ce când mama vrea să vină să aducă copilul la binecuvântare la biserică, de ce voi refuzați și spuneți că mergeți acasă, că așa faceți, Pente? Pastorul, așa că așa faceți. Îi spui, soro, așa, 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 dar în biserică nu poți, că n-ai cum. Dar venim acasă și îți binecuvântăm copilul. La fel și cu nunțile. Dacă cumva se recunoaște omul că a făcut o întreținut relație sexuală, adică a mâncat din banană sau din piesicuță înainte de vremea cocerii, adică înainte de căsătorie, nu îi binecuvântați în biserică, nu le dați binecuvântarea de căsătorie în biserică, le-o dați acasă. Și automat atât biserica știe că persoanele respective îs sub pedeapsă. Pentru că să știe, bă, vezi o mamă tot timpul gravidă, da? Și dintr-o dată, după aia, după 2-3 luni, vezi că nu vine la binecuvântare. Știi deja că a fost sub pedeapsă. Și atunci ea cumva poartă o rușine toată viața în biserica aia, nu? Așa vă place și vouă să faceți oameni de rușine. Bun. Spuneți-mi și mie cu ce devine mama aia, dacă ea a fost violată. Cel puțin e așa vă mărturisește. E treaba ei dacă minte sau nu. Ea vă mărturisit, voi o luați de bună. Da? Să mai spunem și faptul că o veni și vă mărturisit, nu-i ca și cum nu v-a spus. O veni și v-a spus, bă, uite ce s-a întâmplat, frate, uite așa, uite așa, și tu totuși faci binecuvântarea acasă, nu în biserică. Acum, indiferent că mama a fost violată sau nu, indiferent dacă se poate să fie violată sau se poate să nu, să fie întreținută sexuală înainte de căsătorie. Bun. În oricare din astea două scenarii, voi aplicați pedeapsa. Nu binecuvântați copilul la biserică, îl binecuvântați acasă. Și asta ca să înțeleagă bine oamenii care sunt la mine, pentru că voi așa îi pedepsiți. Și acum urmează întrebarea mea. Ascultați aici, Penti, pastorilor mafioți care sunteți voi. Că aveți a face cu mine, bă. Vă fac de tătă rușine. De tătă rușine vă fac pentru că sunteți niște nesimțiți la modul cum interpretați voi Biblia. Ascultați-mă aici întrebarea care, de fapt, întrebarea mea nu e așa simplă. Pare simplă, dar nu e simplă. Nu pot să vă întreb câți ani ai. Nu așa foarte simplu, nu. Întrebarea mea vine și cu argumente și așa mai departe, da? Dacă voi, pastorilor care sunteți și care dați binecuvântarea peste copii, că voi sunteți intermediarul între Dumnezeu și oameni și prin voi să revarsă binecuvântarea lui Dumnezeu, auziți aici ce practice demente, oricum. Bă, măcar dacă tot vă dați că sunteți sfinți și că sunteți muncitori Domnului, ca și cum voi vă puneți mâna peste copii și îl binecuvântați, bă, măcar faceți și scrie uneori în Biblie. Că voi face și scrie în Biblie, dar numai și versete vreți voi luați. Eu în schimb îl iau pe unul simplu. Eu în biserică, de câte ori am fost în biserică și erau binecuvântări? Oameni buni, țineți cont, am fost la biserică de Pentecostal până la vârsta, îmi pare rău că nu știu să vă zic exact, dar am avut 17 ani, jumate, 18, cam așa. Și după aia mi s-o tăia firul de tot. Da? În fiecare zi, când se făcea binecuvântarea, auzăm că se citea cu versetul ăla. Bine, se mai citeau multe altele, dar în esență, era ăsta. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Da? Deci, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Versetul ăsta din Biblie, voi îl citeați de fiecare dată. Zici că era ca un motto din ăla de-a vostru, da? Și ce scrie mai departe? Căci împărăția cerului îi a cui? A cui? Chiar în versetul ăla se folosește copilul ca exemplu de persoană sau de ființă care ajunge în rai, ca și cum dacă nu sunteți ca și copii, voi n-ajungeți mântuiți. Că acolo se spunea și despre bogatul și săracul, că mai repede intră nu știu ce decât nu știu cine rai, se făceau niște comparații, compare în contrast, a? În stilul vostru duhovnicesc, printre care era faza și cu copii. Căuzi că a lor va fi împărăția celor ca și ei, ca și copilaș. No, voi asta citiți, sau asta citați, când dați binecuvântarea peste copil. Păi dați-mi voi să vă întrămăi cap de cauciucuri care sunteți voi și creiere, pane, arsă de la atâta prostie și dobitocis pe care îl aveți. V-am spus, dacă nu vă place limbajul meu, next. That's next. Da? That's next. Păi, dacă voi folosiți versetul ăla ca și un motto, când binecuvântați copii în biserică, lăsați copilașul să vină la mine și nu-i opriți, atunci, cine sunteți voi și cum vă permiteți să anulați versetul ăsta atunci când o mamă e violată
sau atunci când o mamă naște un copil în afara termenilor și condițiilor scrise de voi. Spuneți-mi și mie. Deci voi aveți terms and conditions, îi zineți? Aveți în arhiva aia voastră tâmpită, da? Cu rânduiala bisericii și pedeapsă și aplicări și așa mai departe. Bă, cine sunteți voi să anulați versetul ăla? Dacă voi credeți că Biblia... Eu anulez toată Biblia. După mine, Biblia oricum nici nu există. Dar hai să o lăs după voi. Cum sunteți voi, pastor, că respectați așa, așa. Cine sunteți voi? Acum vă întreb și eu, mă pune Sfânta Paraschevă să vă întreb. Cine sunteți voi să anulați versetul ăsta? Adică stați un pic. Copiii care se nasc în urma unui act de viol sau în urma unui act necuvincios. Nu mai ești copii? Nu mai ești ființă umană? Când mereu și îi binecuvântați pe copii acasă, spuneți, Domnul să reverse binecuvântarea peste tine, robotul născut din vagină? Monstru născut din vagină? Blăstămatul care a ieșit din vagină? Așa spuneți? Sau îl binecuvântați ca pe un copil? Păi atunci, dacă ăsta e cuvântul vostru, parola voastră, motto-ul vostru în biserică, când spuneți, lăsați copilașul să vină la mine și nu-i opriți? Păi dacă voi ăsta îl folosiți în biserică, nu vi rușine, mă, nu vi rușine să opriți copilul ăla să fie adus la binecuvântare în biserică. Ce vină are copilul? Ce vină are copilul că mama a fost violată? Sau ce vină are copilul că a mâncat-o pe mami sau pe tati, știu eu, mâncat glanda vaginală? Cu ce devină copilul? În Biblie scrie clar, lăsați copilul să vină la mine și nu-i opriți. Deci nu îi opriți. Dacă mama a fost violată, nu îi opriți. Acum e traducerea mea, da? Nu îi opriți. Dacă părinții au întrețura sexuală înainte de căsătorie, nu îi opriți. Dacă voi credeți că sunt ești șmecheri, nu îi opriți. Lăsați-i să vină la Dumnezeu. Păi ce facem aici? Bă, măcar ori anulați Biblia de tot ca mine. Adică, arol, nu vă interesează, arol. Ori, dacă o împliniți, împliniți-o mă cum trebuie. Oare cum v-ați simțit voi? Dacă, de exemplu, e o duminică cu act, cu sărbătoarea asta, că vă știți că e o sărbătoare în cer, când cineva se întoarce la Domnul sau când cineva a adus la binecuvântare, vă spuneți că e o sărbătoare în cer. Dar spuneți-mi voi mie, dacă există Dumnezeu, hai că o lăs, bă, după voi, de ce o lăs după voi? Că dacă o lăs după mine, nu mai pot să fac video ăsta, înțelegeți voi? Dar dacă Dumnezeu e acolo, undeva sus, și e o duminică și vă vede că, cum aveți voi program așa, în mare parte cam așa sunt programele astea religioase. Bine, mai depinde în alte țări de fus, oraș, așa, dar în principiu cam de la 9 la 12. Eu așa țin minte că mă duceam la biserică, de la 9 la 12. 9 dimineața până la 12 după. Am văzut că se mai întindeau alții frați cu predice, că mă mai întind eu cu videorile astea și unde termin când îmi propun și se fășea o nucea și partea a doua. Să presupunem că e o duminică din asta cu binecuvântare și îți vreo 5 familii, da? Și tu binecuvintezi și după aia, deci după ce Dumnezeu asistă din cer, se uită cu binoclul la tine și zice, ai, bă, bravo, păstorică, mă, uite ce mândru sunt de tine, că ai făcut binecuvânt, că ai, știu eu, că ai onorat serviciul ăsta și așa mai departe. Și vede așa, știi, cum tu folosești la fiecare, lăsați copilașul să vină la mine și nu-i opriți. Și după biserică, după ora 12, se presupune că se termina la fix. Nu mai sta nimeni să predice, mai am nici cioncă, nici burduhos, nici vale, nici nimeni. Tot s-o termina punctual. Și după aia, îi spui la un coleg de-a tău, știi, hai că trebuie să merem la sora cu tare să-i binecuvântăm copilul acasă, că știi? Păi stai un pic. Ai închis Biblia prea repede cu lăsați copilul să vină la mine și nu-i opriți? Ne-ai lăsat-o și pe mămica aia să vină în biserică. Sau stai, ea-i sub pedeapsă. Ea-i sub pedeapsa voastră. Așa-i, mă? Ea-i sub pedeapsa voastră. Păi știți ce, mă? Eu vă provoc, care ascultați video-ul meu, da? De acum, când mai spuneți, lăsați copilul să vină la mine și nu-i opriți. Și spuneți asta în biserică, să vă stai în gât. Să vă stai în gât. Și să vă fulgere cineva, bă, oricum ăla nu există. Bă, dacă exista, nu era, bă, voi sunteți deșălați la creier, mă. Deșălați în religia voastră, sunteți constipați, mă. Să vă fie rușine când mai spuneți în Biblie, măcar nu mai folosesc versetul, lăsați copilul să vină la mine și voi, de fapt, opriți copii de la binecuvântare. Ce vină au copii? Ce vină au copii? Că tu după aia te aștepți ca copilul ăla să fie adus la biserică de mamă, nu? Adică de ce la binecuvântare nu poate fi adus în cazul ăla? Deci la binecuvântare nu poate fi adus, îl binecuvintezi acasă. Dar după aia tu te aștepți ca mama să-și aducă copilul la biserică. Te aștepți ca și copilul ăla să cânte în grupa mică de copii, după aia în grupa de tineri, în cor, dacă există cor la biserică, că nu toate bisericile au cor, că e păcat.
E păcat să ai, să ai acordeon, e păcat să ai orgă, e păcat să ai fanfărică, e păcat pentru unii, nu pentru toți, da? Dar dacă există cor, tu te aștepți copilul tău să facă parte din toate categoriile astea, nu de slujirea Domnului. Poate chiar să dai îndemn dacă e bărbat, că dacă e femeie trebuie să-și facă ca mine. Un amvon așa după, pe YouTube și numai așa să vorbim, că altfel noi nu avem voie să vorbim, că suntem femei, nu? Cum vine asta? Unde e logica? În primul rând, lăsați copilul să vină la mine și pe urmă tu te aștepți ca mama respectivă pe care tu ai pus-o sub pedeapsă să-și aducă copilul la biserică. Ca ce chestie să-și mai aducă mama copilul la biserică dacă tu l-ai exclus pe copil de la actul ăla important pentru că penticostal, pentru penticostal, ăsta e un lucru, cum ar fi, de o importanță foarte mare și significantă. Adică nu e așa numai, știți? E ca și cum pentru un om de afaceri, să presupunem, e un meeting și el cumva nu e invitat la meeting-ul ăla, e exclus, e luat cumva în privat. Știți? Ceva de genul. Pentru pentru foaie ce mult înseamnă. Unde e logica, bă? Și că lăsați copilul să vină la mine și tu te duci și îl binecuvintezi acasă? Și după aceea tu te aștepți ca copilul ăla să crească sănătos în biserică? Păi cum să crească? Ce exemplu ai dat tu la copilul ăla? Copilul ăla când nu se crească mare, poate aude cum râd alții de el. Bă, știi că pe tine te-a dus la biserică să se binecuvintează? Știi că mă t-au făcut, au făcut gigi-gigi în doi salcâmi când părinții noștri de fapt au făcut acasă în stilul ăla preoțăs, cu plapă în cap. Știi? Și pentru că ei au făcut un pic love mai spicy, pe tine te-a dus să se binecuvintează. Și copilul ăla, dacă chiar vrea să fie un creștin în adevărat, cum ziceți voi, ăla trăiește cu o durere în suflet. Bă, că nu m-au dus și nu m-au binecuvântat în biserică, ales copilul Domnului, ales copilul Domnului, bla, bla, bla. Voi nu vă gândiți cum o să crească copilul ăla și când o să fie adult, ce întrebări tâmpite o să-și pună din cauza voastră. Și că poate să se leapădă din credința asta din cauza voastră, din cauza faptului că voi nu l-ați binecuvântat în biserică. Sunteți nesâmțâți. Sunteți nesâmțâți că folosiți un verset din Biblie într-un context în care, în care nici măcar nu e unul corect și civilizat. Că dacă ați fi măcar civilizați, nu ați face discriminare. Înțelegi? Voi faceți discriminare. Voi puneți sub pedeapsă, voi aplicați pedeapsă. Sunteți nesimțâți. Nesimțâți. Nu știu care dintre voi v-ați gândit la contextul ăsta și să puneți versetul în contextul ăsta. Da? Adică pentru mamele pedepsite să nu fie pedepsite și lăsați copilul să vină. Nu știu care. Dar sunteți niște nesimțâți. Și oricum eu și eu am fost binecuvântată când am fost mic. Dar pe oameni buni, eu vă spun sincer, mi-am făcut abonament la o sală. Și atât am dus și stau în jacuzzi ăla. Dacă ați ști cât de mult stau în jacuzzi, e plin de clor, e plin de nu știu ce, de apă sărată. Și eu mă spăl de mânurile alea, nu știu cine a pus mâna pe mine și m-a binecuvântat, că eu numai atât am de la Penti. Binecuvântarea aia tâmpită pe care mi-o dat-o. Și oricum nici nu mă interesează, că eu deja m-am spălat, mi-am luat spurcăciunea de pe mine, mă. Eu nu pot să stau cum m-ați făcut voi pe mine. Nu vi-e rușine să vă duceți copii la binecuvântare și care vi duceți, dacă copilul nu vrea. Dar copilul nu vrea. Copilul nu vrea să fie născut, copilul nu vrea să fie dus la binecuvântare, copilul nu vrea să fie îndoctrinat, dar totuși voi îl obligați. De ce? Că sunteți părinți. Hai păstoricilor, revizuiți-vă Biblia, bă. Ori o lepădați ca mine, ori aveți grijă cum o folosiți. Că dacă nu, scoc ochii pe voi. Scoc ochii pe voi. Hai, pupați-mi delu, ceaule, să v-am lăsat.